Vă spun bine ați venit în centrul nostru medical. Mă bucur că sunteți pacienta noastră și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți pacienta noastră. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre boala dumneavoastră, despre felul în care v-ați simțit înainte de a face tratament și cât de mult v-au ajutat tratamentele făcute în centrul nostru medical. Mă numesc Victoria Nemes și din 2006 sufăr de o poliartrită reumatoidă evolutivă, o formă a poliartritei foarte agresivă. La început am încercat tratamente prin medicamente obișnuite, așa mi s-a propus, pentru că m-am trezit de azi pe mâine bolnavă, fără să știm cauze, fără să știm bine cum se manifestă boala și fără mai ales să știm cum să o tratăm. Am fost tratată cu levetiracetam, Medrol, medicamente pentru durere, de la paracetamol până la tramadol, și în ultimii ani mi s-au propus morfină, pentru că celelalte medicamente nu mai reacționau deloc. Aveam dureri, că nu puteam să dorm. Am 6 luni. N-am reușit să dorm. A durat 5 ani calvarul. Se presupune că cu o asemenea formă de boală, după 5-6 ani, ajungi într-un scaun cu rotile. Nu eram departe. Când am intrat într-o farmacie și o doamnă, văzându-mă, soțul mă ținea de o parte și fetița de cealaltă, nu mai puteam merge, nici măcar cârjile nu mai puteam să le folosesc din cauza că nu puteam să le țin cu mâinile. Dintre toate părțile corpului, cred că mâinile mi-au fost tot timpul foarte, foarte afectate. Și doamna m-a trimis la domnul doctor Mureșan. În momentul respectiv eram complet distrusă și psihic. Nu mai vedeam nicio scăpare. Nu știam dacă, într-adevăr, tratamentul va funcționa bine, dar nu mai aveam nimic de pierdut. Am încercat și a mers. Domnul doctor are un tratament foarte adecvat pentru fiecare boală, ține cont de analize, ține cont de manifestările bolii, ține cont de gravitatea bolii și tratamentul efectuat m-a pus pe picioare. Cred că după primele 4 ședințe am reușit să mă ridic singură din pat, să mă spăl și să mă îmbrac, ceea ce nu mai făcusem de ani de zile. Și mai ales mergeam singură. A fost ceva extraordinar pentru mine și de atunci continui să vin să fac tratament. Boala nu atât că a stagnat de atunci, dar a regresat. Am fost mult mai bine decât înainte și în analize s-a văzut. Nimeni nu știa ce am făcut ca să fiu așa de bine.
Domnul doctor, cu tratamentul pe care mi l-ați făcut, mi-ați redat speranța, mi-ați salvat viața. Pot să merg, pot să muncesc, reușesc să dorm. Nu mă mai trezesc noaptea urlând de durere. N-am mai avut nici măcar odată o criză cum am avut înainte. Deci totul este bine și reușesc să muncesc, reușesc să-mi ajut fiica să termine studiile și vă mulțumesc din suflet. Mă bucură foarte mult ceea ce ne spuneți și vă mulțumesc pentru aceste cuvinte pe care ni le împărtășiți, deoarece este o bucurie enormă pentru noi să vedem că pacienții noștri se simt mai bine, că reușesc să-și reia viața și activitatea și mai ales consider că este foarte important ca și alți bolnavi care suferă, care au probleme mari, probleme deosebite și nu știu unde să meargă și la ce tratamente să apeleze, deci consider că este foarte important ca și aceștia să afle din mărturia și din mărturisirea dumneavoastră și vreau să spun pe această cale că noi, din toată inima, eu, doctorul Petre Mureșan și cu toată echipa mea din Centrul Medical, le stăm cu totul și cu totul la dispoziție și facem tot ce putem ca să-i ajutăm. Vă mulțumesc!